se întrupeze și să moară pe Domnul Iisus și de dragul nostru și pentru mântuirea noastră. Este bucurie pentru biserica noastră, pentru că familia stă la baza societății umane, dar și la baza bisericii. Unii părinți numesc familia creștină biserica de acasă, biserica mică. Ceea ce noi știm prea bine din educația celor doi, că este. Și câtă nevoie are și biserica, dar și societatea noastră de familie adevărată. Mai ales câtă vorbire se face în ultima vreme de familia tradițională. Familia tradițională înseamnă familia sfântă, familia binecuvântată de Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, iată, în această prea frumoasă biserică. Este bucurie mare pentru părinți. Poate fi mai mare bucurie. Că se văd pe ei înșiși împliniți, dar își văd fiecare împlinit copil. Este bucurie pentru naș. Cu siguranță că n-au fost aleși la întâmplare. Și asta s-a responsabilizat. Și ne dăvim ca bucuria să crească de acum. Este doar un început al bucuriei. Este o bucurie pentru noi toți care îi cunoaștem pe acești minunați copii, acum eu pot să zic lucrul acesta ca în balba. Dumnezeu să vă binecuvinteze de asta. Biserica o va face pe mai departe, pentru că eu sunt sigur că o veți cerceta. Părinții să continue să se bucure și pe mai departe, așa cum au auzit în rugăciunile care s-au rostit, să continue să se roage. Pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Și aș mai continua, dar vă lăsăm să ajungeți unde ați stabilit ca să vă bucurați pe mai departe. Nu înainte de a vă pune la suflet că văzându-l pe Tudor, mai ales crescând sub ochii mei în atâția ani de timp frumos, sufletul meu se bucură pe măsură și îmi doresc și pe mai departe să-l văd plădindu-se de astă dată din pionă cu minunata lui soție, pătrându-se veinic de numele părinților, de numele bun pe care îl aveți în societatea și în urbea noastră, lucru care, cum spuneam, va aduce bucurie și lui Dumnezeu. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru încăduință și vă doresc din tot sufletul meu să fiți fericiți. Amin.